Joacă la două capete. Procurorul Adina Florea vrea o funcție și în nou înființata secție de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Pentru că a primit aviz negativ de la CSM pentru candidatura la șefia DNA și așteaptă încă verdictul președintelui Iohannis, Florea și-a îndreptat atenția și spre parchetul general. Procurorul a susținut astăzi un interviu în fața membrilor CSM pentru un loc în secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. În cursul interviului, Adina Florea a precizat că își menține candidatura la DNA pentru că ea crede că poate aduce un plus, astfel încât instituția să-și ducă la îndeplinire obiectivele. Magistratul a adăugat însă că cele două candidaturi nu au nicio legătură. La ieșirea de la interviu, aceasta a precizat și care dintre cele două funcții e prioritară pentru ea. Și veți dacă fi admisă și domnul aici. Președinte, o să merg la DNA. Deci e o variantă de rezervă aceasta cu secția? Nu, e deloc o variantă de rezervă. Ce va determina să vă înscrieți? Desfășurarea activității profesionale pur și simplu. Ați mai putea trece peste un nou aviz negativ din partea CSM-ului? Credeți că de data aceasta avizul ar putea fi unul pozitiv? Nu am cum să vă răspund la întrebarea aceasta. E o chestiune de viitor. Adina Florea a fost propusă de ministrul Justiției la șefia DNA, dar decizia îi aparține președintelui Klaus Iohannis, care ieri a declarat la Bruxelles că după avizul negativ al CSM în privința acestei candidaturi, a cerut departamentului de resort să verifice legalitatea propunerii. România nu poate să facă pași înapoi în lupta anticorupție. Este inadmisibil și nu voi accepta niciodată așa ceva. Ne dorim, îmi doresc o luptă anticorupție serioasă. Pentru asta DNA are nevoie în frunte de o persoană independentă, o persoană hotărâtă să-și asume această luptă dificilă, grea, dar o luptă dreaptă. Șeful statului poate refuza o singură dată motivat propunerea venită din partea ministrului Justiției.